dezbatere subiectul. Bani, Măluguța Vasilescu la Parlament despre legea salarizării. Aveau cum să facă asemenea greșeli sau să pună astfel de întrebări. Pur și simplu ei își includ vechimea în salariul de bază cum era până acum. Or, această lege are vechimea în afara salariului de bază, după care se adună și la ele se aplică sporurile. Deci din această cauză sunt mulți care spun că le scad salariile, dar nu au făcut calculul bine. Dacă ar fi citit cu atenție legea, ar fi înțeles foarte bine acest lucru. Mai avem amendamente de la Sindicatul Polițiștilor. Domnul Coarnă a venit cu mai multe amendamente, unele pertinente, altele nu putem să le acceptăm. Vă dau exemplu, vor ca anvelopa de sporuri să fie mai mare de 30%, ori este unul dintre punctele cheie ale legii și nu putem să renunțăm la acesta, pentru că atunci nu facem altceva decât să destabilizăm din nou sistemul și să dăm iarăși drumul la sarabanda de sporuri. Dar, în principiu, nu sunt amendamente care să modifice esența legii. Urmează să le studiez. I-am chemat și pe specialiștii astăzi să ne uităm cu mai mare atenție. Mai am și câțiva lideri de sindicate care vor să discute cu mine astăzi și probabil mâine. Pe unii dintre ei i-am găsit chiar în fața ministerului protestând, după care le-am explicat cum este cu vechimea, au înțeles în sfârșit, dar au mai vrut o discuție cu mine. Deci, da, legea este în linie dreaptă, ca să spun așa. Există un orizont de timp, pentru că spunea domnul Ciolacu, liderul de grup, că nu există un orizont de timp. Poate mai trebuie... Orizontul de timp este exact cum scrie în programul de guvernare, ca de la data de 1 iulie ea să se aplice. De la data de 1 iulie obligatoriu, pentru că atunci intră administrația publică locală obligatoriu. Deci de la 1 iulie rămâne în Parlament. Pe sistemul. Ce puneți în Parlament? Cât mai repede. Oricum, eu n-am niciun stres că ea nu va trece destul de repede de Parlament. Tocmai din cauza aceasta am luat și amendamentele care mai sunt depuse de parlamentari, ca să vedem ce mai putem modifica noi direct atunci când o depunem, să nu mai fie nevoie să stăm foarte mult în dezbaterea parlamentară. Cele care sunt pertinente, pentru că sunt și câteva care modifică esența legii și nu suntem de acord cu asta. Ați încălcut și o cerere de reexaminare a președintelui în acest calendar de aplicare a legii? Da, am luat luna iunie ca să fie, eu știu, pentru atacul la Curtea Constituțională sau pentru întoarcerea înapoi a legii, dar noi deja mai avem o lună de zile în care putem să intrăm cu ea în dezbatere și dacă este corectată cu toate amendamentele pe care noi le primim acum, chiar nu credem că va mai fi necesară o dezbatere atât de lungă. Dacă puteți să explicați, pentru că au fost făcute mai multe analize pe lege și deși inițial s-a vorbit că salariul președintelui trebuie să fie cel mai mare, s-a văzut că de fapt judecătorii, procurorii, prin sporuri și prin ce mai dați, vor avea salarii și duble față, chiar triple față de președinte. Așa ați dorit? Așa e? Salariul de bază al președintelui va fi cel mai mare dintre bugetari. Sigur că sunt... Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, despre ce? Despre, atenție, nu știu. Ați remarcat, bănuiesc, și telespectatorii noștri au remarcat faptul că a spus în 1 iulie, dar n-am spus anul. Deci femeia și-a luat măsuri de precauție. Mai e o chestiune, că eu cred că putea să vorbească și în limba engleză, așa cum am făcut-o, de altfel că tot la fel de mult înțelegeam. Hai, despre ce, nu știu, o să vină specialiștii cu sindicatele să ne spună, pentru că de ce legea salarizării, concluzia, nu a dospit destul, mai punem niște drojdie de-aia bună și poate... Ați văzut, așa se cu România, vreți cu România? Specific cu Mioritic, e foarte interesant. Punerea în pagină, domnul Botin, uitați-vă. Putea să o dezbată la guvern, cheme sindicatele. Acum se întâlnește doamna Olguța, când intră la ministerul întâmplător, așteaptă sindicaliștii. Ați auzit de agentul de poliție care...